După cum v-am anunțat zilele trecute, în capitală a avut loc Miss Ziariști 2007, un concurs inedit la care au participat 8 ziariste, printre care și colega noastră Dana Luțu. În schimb, pentru titlul de Mister Ziarist s-au luptat doar 6 băieți. Și cum a fost un concurs care se respectă, și juriul a fost pe măsură. Dintre cei care au dat verdictul final în privința câștigătorilor, s-a numărat Alexandra Enăchescu, iubita lui Cristi Pulhac de la Dinamo, tinerii fotbaliști Dacian Varga, Ovidiu Herea și Daniel Marin, Piedone și mulți alții. Ei, și să nu credeți că reprezentanții sportului rege s-au putut abține să nu observe frumusețile din public. Cel care a fost foarte interesat de numerele de telefon ale domnișoarelor a fost Dacian Varga. Pentru început am vrut să aflăm motivul care le-a determinat pe fete să participe. Nu neapărat să câștig, este vorba de o experiență și am venit, sincer, ca să învăț să merg, da? A doua concurentă a fost chiar Dana Luțu, reprezentanta Canal D. Înainte să înceapă defilarea, am fost curioși să aflăm cum se simte înaintea primei sale experiențe într-un concurs de Miss. Am emoții că sunt în partea cealaltă a microfonului. Dar emoții nu. E o nouă postură pentru mine, să fiu manechin, să defilez în fața oamenilor, să nu fiu în spate. Apoi a urmat defilarea concurentelor în rochii de mireasă, un lucru inedit pentru majoritatea dintre ele, mai ales că până la căsătorie mai e mult. Ai avut superstiții să te îmbraci în rochie de mireasă? Am o pisică neagră acasă, deci chiar n-am nicio superstiție. Deci chiar îmi place să mă îmbrac în rochie de mireasă. Prezentarea în ținuta Gypsy a fost o altă probă interesantă la care fetele s-au prezentat și aici destul de bine. Seara nu se putea termina fără defilarea fetelor în rochii de seară. Cum te simți în seara asta? Foarte bine, la început am avut puține emoții, dar acum au trecut. Ai venit să câștigi în seara asta? Da, sper. Pe măsură ce probele se apropiau de sfârșit, emoțiile au început din nou să crească. Pentru a mai destinde atmosfera, Andra a susținut un recital înainte de ultima probă, cea de perspicacitate. Cum e să fii la un concurs de Miss Ziariști? E pentru prima dată, recunosc, le țin pumnii și abia aștept să vedem rezultatul final, să vedem finalista. După ultima probă, cea de rochie de seară, fetele s-au retras în culise înainte de proba de perspicacitate, iar noi am mers după ele în culise pentru a afla dacă au emoții înaintea verdictului. Da, păi acolo e punctul forte, dacă poți să zic așa. Nici colega noastră, Dana, nu avea emoții înainte de aflarea deciziei. Sper să dai lovitura? Eu dau lovitura acolo, la mine, pe stadioane. Aici, sper că am făcut o figură bună. Iar finalul chiar a fost o surpriză plăcută pentru Canal D. Reprezentanta postului nostru, Dana Luțu, a obținut locul 3 și o excursie bine meritată la Bușteni. Dana, te așteptai să urci pe podium? Normal că mă așteptam. Am venit aici să mă distrez, dar nu sunt... Stăpână pe... Ce zici de premiul câștigat? O excursie de 3 zile la Bușteni? Binevenit și bine așteptat! Câștigătoarea concursului Miss Ziariști 2007 a fost reprezentanta postului Radio România, Daniela Soare, cea care a recunoscut la final că nu se aștepta să câștige. Cum te simți? Deja ești asaltată de telefoane? Da, deci ce să zic, eu o senzație foarte frumoasă. N-am mai trăit-o până acum, am avut foarte multe emoții la final și mă simt bine. Te gândeai că o să câștigi? Nu, nu m-am gândit niciodată. Sincer, nu m-am gândit. Am început, deci am venit aici, da, o experiență. Și chiar m-am bucurat foarte tare și mă bucur în continuare, nu realizez. Ce o să faci la Paris atâtea zile? Cred că o să fie un concediu foarte frumos, nu? Neașteptat. Chiar îmi făceam planul și mă gândeam unde aș putea să mă duc în vara asta. Evident, nu mă gândeam la Paris de niciun caz. Și cum nici concursul de Mister nu a fost de neglijat, câștigătorul a fost unul special. La concursul de Mister Ziarist 2007, marele premiu a fost câștigat de Bogdan Nicolai de la ziarul Click. Te așteptai să câștigi? Sincer, oarecum. Știam că sunt spontan. De premiu ce zici? Vei pleca la Paris? Cine își dorește să vadă turnul Eiffel în numere locuri sau în fotografii live? N-ai mai fost. Da, vreau să revin, să mai plimb așa